Bine ați venit în Sala Unirii. Sunt Liviu Zgârciu, muzeograf în cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Pregătindu-mă pentru exponatul care trebuie să pună în valoare, să lege 1 decembrie, centenarul Marii Uniri de ideea de naționalism, am fost pus într-o mică dificultate. Chiar n-am știut asupra cărui obiect din muzeu să mă opresc. M-am gândit prima dată la credenționale, apoi la biroul pe care s-a semnat declarația de autodeterminare a românilor din Transilvania, sau chiar la Sala Unirii, unde ne găsim noi în momentul de față. Însă am ales să mă opresc asupra unui aparat de fotografiat. Ce are acest aparat de fotografiat extraordinar, mai ales de ce acest aparat de fotografiat are implicații asupra actului de la 1 decembrie? Simplu, pentru că este aparatul cu care s-au făcut singurele fotografii la 1 decembrie 1918 aici la Alba Iulia. Aparatul i-a aparținut lui Samuila Mârza, fotograful Unirii, este numele lui. Este, din păcate, mai puțin cunoscut decât fotografiile pe care le-a realizat. Cu acest aparat s-au făcut 6 fotografii la 1 decembrie 1918. Samuila Mârza, ceva mai târziu, povestind despre momentul de la 1 decembrie, spunea că n-a putut să facă mai multe fotografii din cauza faptului că tehnica fotografică în acele vremuri era extrem de greoaie, era destul de dificil să se deplaseze cu acest aparat prin mulțime. Mai mult decât atâta, vremea a fost nefavorabilă, era destul de înnorat la 1 decembrie 1918, iar a treia cauză a fost faptul că era destul de greu să-i pui pe acei oameni să stea nemișcați câteva minute bune pentru ca fotografia să fie realizată. Tehnica fotografică a vremii implica acele clișee de sticlă care trebuiau să fie pornite într-un anumit mod, într-o anumită secvență, iar fotografiile făcute de Mârza nu au fost decât în număr de 6. Toate realizate în afara Sălii Unirii, pe platou Romanilor. Ați văzut în spate acolo una din fotografii, 3 cu mulțimea, iar 3 cu personalitățile. În cele cu personalitățile, în fotografiile cu personalitățile, apare episcopul greco-catolic de atunci, Iuliu Hosu, episcopul Gherlei, mai apare Miron Cristea, viitorul patriarh al României, și avocatul din Orăștia, Aurel Vlad. Toate fotografiile au fost, sunt de fapt extrem de cunoscute, prezente de atunci în toate manualele școlare, dar ceea ce este de remarcat că aceste fotografii au fost folosite de delegația diplomatică a României prezentă la tratatele de la Versailles și Trianon pentru a arăta caracterul plebiscitar al acestei adunări. Din aceste fotografii, Samuila Mârza a realizat mai multe albume pe care le-a dat cadou unor personalități ale vremurilor. Este vorba de episcopul Iuliu Hosu, de Iuliu Maniu, de regele de atunci a României, Ferdinand, iar pentru această donație, regele Ferdinand a conferit fotografului Mârza o distincție de onoare, serviciu credincios clasa 1, o distincție extrem de valoroasă. Spuneam despre importanța acestor fotografii și faptul că cel care le-a realizat este mai puțin cunoscut decât fotografiile. Din fericire pentru Muzeul Național al Unirii, atât aparatul cât și clișeile după care s-au realizat fotografiile au intrat în patrimoniul muzeului, fiind achiziționate în anul 1967, chiar în anul morții lui Samuila Mârza, de către muzeu, contra unei sume de bani, bani din care Samuila Mârza se pare că și-a luat un alt aparat. Poate se pune întrebarea de ce nu există fotografii cu ceea ce s-a întâmplat efectiv aici, în Sala Unirii. Samuila Mârza spunea că atunci când a venit la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, din satul Galtiu, situat foarte aproape de Alba Iulia, n-a putut să intre în Sala Unirii pentru că n-avea mandat, n-avea credențional, motiv pentru care a realizat doar aceste fotografii. Fotografii extrem de importante și un aparat extrem de important. Putem să spunem că este cel mai important aparat din istoria românilor, iar în fotografia de acolo din spate se văd foarte bine, se văd membrii Gărzii Naționale, cei care au păzit adunarea de la Alba Iulia,
Iar despre Garda Națională, un alt subiect, poate o să vorbim altă dată. Ce ar mai fi de spus decât veniți în Sala Unirii, pentru că acest aparat a scris istorie și o istorie românească aici la Alba Iulia la 1 decembrie 1918.